Stigarul Frontului Popular, Ion Hădârcă. Decanul dădu dispoziția ca studenții anului întâi să îmbrace haine de lucru și să se prezinte la institut la ora fixată. Înainte de a urca în autobuze, i-a aliniat. Vă felicit, spuse el, că ați devenit studenți, dar pedagogia noastră va începe la culesul poamenii. Decanul făcu o pauză, după care le mai discreții frunțele cu cunoștințele sale în domeniul istoriei Moldovei. Veți pleca la largă din preajma Cahunului, unde, în afară de recoltarea strugurilor, veți studia istoria pe viu. Acolo, la 7 iulie 1770, armata rusă comandată de Rumianțev, compusă din 38.000 de săbi, a distrus oastea hanului Caplan Ghirei, alcătuită din 63.000 de tatari și 15.000 de turci. Două secole mai înainte, pe acele locuri s-a proslăvit la 10 iunie 1574 voievodul nostru Ion Vodă cel Viteaz. Oamenii mai găsesc și astăzi în glie relicve ale bătăliilor de cândva. După această surprinzătoare introducere, oratorul întrebă: sunt printre voi dintre cei care nu pot să plece? Eu, ieșit din rând, un tânăr elegant, recent demobilizat din armată. Și care o fi motivul refuzului? Se interesă decanul. Mă numesc Ion Hădârcă. Gazeta Tinerimea Moldovei a anunțat că poimul ne pune în discuție la cenacul literar Oceafărul ciclul meu de versuri și prezența mea e, deci, obligatorie. Motiv serios, căzut de acord decanul, nici nu știi de unde sare iepurile în poezie. După discuție, să te prezinți imediat la larga. Ne-am înțeles? Consăteana mea Maria Munteanu, absolventa școlii pedagogice din Orhei, care susținuse și ea examenele de admitere la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, auzea pentru prima dată numele tânărului poet. Peste câteva zile, Ion a apărut în satul larg cu ziarul Tinerimea Moldovei și Maria a avut plăcerea să-i citească versurile. Reveniți la institut, îi puteai vedea adesea împreună, deși învățau în grupe diferite. Ambii frecventau catedra lui Nicolae Mătcaș, devenit în 1990 ministru al științei și învățământului public. În 1971, după ce susținuseră sesiunea de vară, Maria și Ion au luat-o spre Chițcan pe râu. Până la Ratuș s-au deplasat cu o mașină de ocazie, iar de aici au întins-o pe jos, măsurând cu pasul vreo 7 kilometri prin lunga râutului. Când a văzut acești doi holubași la portiță, Lelia Teodora nu și-a aflat loc de emoții. Mărioară, invită cavalerul în casă, își îndemna fiica. În curând, studenții Ion Hădârcă și Maria Munteanu și-au consfințit în Chițcan căsătoria, legând o dragoste curată, sinceră și devotată pentru toată viața. Ion, născut la 17 august 1949 în satul Sângeriei Vechi, azi orașul Sângeriei, avea un frate și o soră mai mare, ambii fermecați de matematică. Gheorghe s-a făcut profesor, Victoria șefă de secție la Banca Națională. Fratele mai mic, Vasile, s-a dedat pe deplin biologiei. Tatăl poetului, Dumitru Hădârcă, făcuse până în 1944 serviciul militar în faza regală din București. La Baștină, în Sângeriei, s-a manifestat ca un agronom autodidact, menționat cu înalte decorații guvernamentale. Prin sârguința sa, pânoarele și hârtoapele de la Sângerei au îmbrăcat decor verde cu foșne de tumbrăvi. S-au extins vădit plantațiile de vin și de vezi. Până și lemnul altoit de el înflorește, îi aduceau laude consătenii. Despre faptele agronomului din Sângerei am publicat împreună cu Mihail Gheorghe Cibotaru schița Sintind aripile în săptămânalul Cultura Moldovei din 21 iunie 1962. Pe atunci, Ion era elev la școala medie din localitate, învingător al unui concurs republican de creație literară. 2 ani lucră la ziarul raional. Alți 2 ani purtă uniformă de tanchist în cazarmele și pe poligoanele de la Nicolaev. Destinul l-a adus mai apoi la institut, în brațele Mariei, sportivă de elită, în selecționata Republicii la basket. Numeroasă a fost și familia Mariei. Tata, Sava Munteanu, s-a întors rănit pe front. Mama,
Teodora, femeie harnică și evlavioasă, a vărsat ani în șir sudor pe ogoarele colhozului din Chițcani. Cei trei frați ai Mariei și-au croit cum au putut cărările în viață. Mihăiță a îndrăgit profesia de mecanic. Vasile și Tudor au îmbrăcat calate albe de lucrător medical. Sora Lena a fost bibliotecară în Negurieni, decedată în floarea vârstei. Alte două surori, Tatiana și Galina, își câștigă existența prin muncă grea în Italia. După absolvirea cu mențiunea institutului, Maria a rămas la catedra lui Nicolae Mătcaș. Apoi a fost avansată în Ministerul Învățământului Public. A lucrat șefă la studii la Universitatea Liberă Internațională, Elită, revista Avocatul Poporului. Edită revista Avocatul Poporului și deveni vice-director al Centrului de Drept din Chișinău. Maria Hadârcă, în calitate de coordonator și responsabil de ediție, a scos de sub tipar un volum zguduitor.